Vă salut, broșilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Mendoiro Server Tiger Ghost. Eu sunt Taker, am făcut nivel 50. Astăzi o să lăsăm pe auto să facem level 61. O să vă arăt ce am mai făcut. Trebuie să băgăm câteva iteme la 6-7 și am găsit niște iteme destul de interesante pe clipul ăsta. Vreau să facem câteva achiziții. După cum se poate vedea, avem 72 de One Cash. S-a vândut rubinul mitic clar. Și avem în felul următor. Ia uite un rubin aici la 4 ani, dar nu ne interesează de asta. Am găsit un coif de nivel 61, pentru că știți că vreau să dau 61. Unde era, măi? Cred că la 20 de ani. Uite la aici. Deci 10 semi, 15 magie, 20 orci, 10 vampiri, mască de frică plus 9, 20 de ani achitați. Mi se pare super bun pentru PvP. Am luat și vulturul imun 10 semi, curea de in plus 9, avem costumele cu foc pentru 50% XP de la set, deci ca să facem level 61 cât mai repede. După cum știți, am făcut FMS-ul 45 medie, 8 metine cu daunele cresc la punctele mai mici de rang. Ce am mai putea să cumpărăm în momentul de față? Mai ar fi un talisman. Un talisman de gheață. Din ce am văzut eu. Ăsta ar fi. 5 blocare, 20. Ba nu, ăsta e. 20 pământ. 10 semi, 5. 10, 5. Și mai e și ăsta cu 5 blocare. De asta are gheață plus 3 și mă gândesc că poate o să-l mai folosesc, chiar dacă are insecte, nu știu dacă o să mă ajute, și ăsta mai are și 20% pământ și gheață plus 3. La asta mă gândesc să-l iau și cred că o să-l achit chiar acum pe clip, achitat. Deci 35 de onișori. Unde-i shop-ul ăla lui Kamikaze? Uite, aici era. Iarăși, armura asta mi se pare foarte bună. Blindajul. Ce iteme mai sunt pe aici? Un colier. Ăsta nu știu dacă mă încântă foarte mult. Deci chiar nu știu dacă mă încântă foarte, foarte mult. Un coif cu 5x5. Destul de bunicel. Arabanuș. Da, astea nu mă încântă momentan. Poate, pentru că erau unii cu 6, 7 și cu 16 sabie, tot la 25 de ani, pe aș vrea să-i regăsesc. Ia uite un scut aici, imun, 12, 12 putere, piatra grabe plus 4 s-a vândut, ok, hai că mai facem și o mică vânzare. Asta e FMS-ul meu de pe Supreme Sura, bă, ce ar fi să-l iau la panoramă? Fraților, deci dacă clipul ăsta strânge peste 100 de like-uri, promit că o să iau FMS-ul ăsta să ne aduce puțin aminte de Supreme Sura. Ce ar mai fi pe aici? Interesant. Bă, nimic. Deci cam nimic. Ar mai fi armura asta. 2K, 15 gheară, 20 farmec. Dar să iau pe asta cu 20 farmec sau să găsesc una cu valoare atac. Hai să ne uităm puțin la armuri. Echipament, armură, războinic până în nivel 61. Și pe sabie, și pe vânt. By the way, fraților, dau un pe România, pe Carpatian sau pe țară românească pe aici. Și dau și pe poli. Ok, deci avem aici. Ia uite, un cat 15x15, 15 pe mâini. 10 daune. What the fuck, mă, cum să nu iei pe asta? Un cat 15x15. Super, super bun la 2 oni. Extraordinar de bună armura. Deci chiar foarte bună. Lăsați în comentarii, fraților, dacă credeți că am făcut alegerile potrivite pe clipul de azi, pentru că știu că o să, adică o să fie o sesiune de shopping. 2 caci pe fulger, 2 caci pe vânt. Și cam 1500. 15 pumnal, 15 săgeți. A, dar e cu
Skin pentru femei, mă, frate. Și nu cred că e menționat fix acum, băieți. Oh my god. O să punem o mică pauză, fraților, și o să revenim după mentenanță. Dar băi, nu știu. Deci mă uit aici și parcă nu mai găsesc ceva foarte, foarte interesant la armuri. Un DGA plus 9, dar nu foarte wow. Și uite, asta era tigrul meu pus aici la vânzare. Se pare că s-a mai vândut aici ceva, dacă țin eu bine minte. Da, s-a mai făcut și o vânzare. Mai avem și FMS-ul ăsta. Și bă, fraților, hai că punem o mică pauză și revenim după mentenanță. Gata, băieți, am revenit de pe Tiger Ghost după mentenanță. Băi, mă uitam la niște jante în perioada asta. Și nu știu 100% ce să fac, dar aș vrea niște jante noi pentru A5 și o să mă uit de ele. Oricum, hai să vedem ce mai e pe aici, ce am mai putea să cumpărăm. Și s-a băgat și eveniment XP, dacă nu mă înșel, sau nu, ar trebui să se bage eveniment XP. Deci văd aici Ramadanul. Ok, de s-a dat și o pisică de asta gratuită. Turban auriu roșu, costum de asta roșu, sunt foarte curios să văd cum arată. Sabe dragon negru, nu aș vrea să investesc în plăcere. Acum, deci acum chiar nu aș vrea să investesc în plăcere. Adică să cumpăr iteme de care nu am nevoie. Uite, două diamante aici, la 1 și 10. Asta e, am pregătire, am înțeles. Ia, 388. Hai că e în pregătire, am înțeles. Jad. Ăsta încearcă să... Băi, iau, vedeți, băieți, cum încearcă omul meu să fenteze piața. Dar nu merge, mă, așa. Uite, la Safir nici măcar nu se mai complică. Bă, că nimeni nu prea se complică pe la Safir pe aici. War Shaman Lican. War Sura Ninja. Un Safir mai bunicel. Lican, Lican, Ninja, Lican, Ninja, Sura, Shaman, 45 de oni ăsta, 16 oni, 670, nu sunt prețuri rele, Bell Shop, ia, vezi, mă, da, pe evident că e în pregătire. Am încercat și eu de mai multe ori, dar n-a vrut. Un granat mitic, 7190, cred că a mai crescut prețul puțin la astea, Onyx-ul. Mamă, un Onix mitic cât a crescut. 9 oni aproape, băieți. Ăsta, da. Deci, ăsta e într-adevăr scumpicel. Arme de două mâini. Hai să vedem și dacă există vreun rib foarte bun. Glaive Zodiac plus 9, 43 medie. Secure uriașe, rib 37. Rib 33 cu magnetică. Deci, nimic. Chiar nimic interesant. Hai să ne mai uităm puțin aici. Și apoi o să mergem și în treaba noastră. Brățară 20 drop. Abanoș 15 gheară 10 semi. Armura asta destul de frumușică, dar cred că o să vreau cu atac. Ia uite-mă cu F15 magie 10 semi. Ok. Arc Phoenix plus 9 cu pătrundere semi, încetinire, blocare. Nu e rău asta, pentru o eșarfă chiar nu mi se pare rău, având în vedere că are dublu semi. Nu mi se pare rău deloc, băieți. Ok, am mai văzut un arc aici. Ia. Oh, by the way, safirul ăsta se vinde, băieți. Dacă aveți oferte PM pe Instagram, Raven.kr. Ce mai avem pe aici? Niște fasole la cât? N-ai gos cum te prinde-te așa. Bun, voiam să mă mai uit foarte, foarte atent de niște brățări. De până în nivelul 54. Și să vedem ce prețuri avem la niște brățări PvP. Clar, categoric nu o să dăm 100 de oni. Așa, 15 magie, 10 semi, 25 de oni.
Iar mi se pare puțin scumpuță. Va arata cu imagii 40 inutil. Și într-o cortea, mă, 22 ani sau cât fără la pe vărțare. E efectiv inutil. 15 vânt, 15 foc, 1500 PV, bunicica asta. 2K, 15 fulger. 15 fulger, 15 vânt. Îmbrățarea asta e foarte frumoasă, cu 20 drop, 20 animale, 10 vânt, 10 vampiri. Ok, dar nu găsesc una PvP în care să-mi placă și mi-a, uite, mai e asta lui Barfi, 10, da, 10 pătrundere, 10 semi 3 down, 15. Mai e asta, iar nimic foarte interesant. 20 drop, 20 drop. Bă, mă ofti că am vândut eu brățara aia mea. 10 semi, 10 pătrundere. Mamă, uite, asta era... Da, da, nu, că e de argint. Și pe magie. 10 pătrundere. Iar nimic, mă, super wow. Nu găsesc și eu ceva cu 10 semi... 5 semi, 10 magie. Da, mă, nu mi se pare combinație efectiv. Deci toate brățările de pe piață sunt ultimele. Bă, ultimele, efectiv, n-ai cum așa ceva. Coliere, hai că poate găsim un colier de 54 cu 1500 sau, de fapt, nu, mă, 2K ce ai. Deci 2K, 15 sabie. 2K, 15 mâini, 15 evantai. 1510 e critică. Colier de argint, mamă, deci sunt, bă, iteme frumușele, deci frumușele, nu foarte frumoase, da, 2 caci pe săgeată, un caci pe pumnal, 1500, 10, mamă, iarăși, bă, nu prea găsești iteme de-astea frumoase, măi, PVP, deci mă uit aici, băieți, și... Nu știu, nu găsesc ceva cu sabia acolo. Astea la 9 ani, na, sunt ok pentru seturi. Nu zic, dar vreau și ceva cu sabie. 2K, 15 evantai, dar ce faci cu evantaiul? Și pe clopot. Parfi. Uite, ăsta e frumos, dar iarăși nu e ăla cu pătrundere, 2K, 15, ăsta e foarte frumos. Dar dacă n-ai pătrunderea, bă, nu văd 15 sabie pe niciun colier. Ba da, e ăsta, 1500, dar ce faci cu critica în PvP că nu mai există, nu mai are, nu mai ai nevoie de ea. Bantov de 55, hai să vedem și pe ăștia, dacă există ceva, wow. 15 sabie, 15 gheară, 10 mâini. Bă, mai bune iteme aveam eu pe Supreme Sura, bă, fără niciun mișto. Deci pe Supreme Sura aveam niște iteme, bă, băieți, stop. Nu cred că trebuie să mai uit odată pe Supreme Sura să văd cum dracu clom înapoi itemele alea, de unde ar fi ajuns. 15 clopot. 1515 sabie, 3 ani jumate. Și pe pumnal. Deci eu cred că o să ajung să iau iteme cu foc pentru setul de sabie, vă dați seama? Deci vă dați seama cum s-a ajuns? Ia, și pe gheară. 1500 PV. Da, mă, băieți, nu știu, nu mi se pare nimic wow. Hai să mergem și noi să luăm niște iabi prima oară. Deci, obiecte speciale. Nu. Pescuit. Pește. Iabi prăjit. 18, ok. Iabi mort nu există. Iabi iar nu există. Mamă, dar 20 caca iabi. Mă, frate meu, ce pana mea e asta. 5 iabi la 95 caca. Bun, hai să iau așa 5. Doamne ajută.
Întrebăm și noi dacă are cineva vreun inel. Deci nu știu dacă are cineva vreun elix pe la el, pentru că eu sigur nu am. Da, mă, n-am elix pe la mine. Fuck it. Da, nu e problemă. Deci cufer de argint. Mi se pare că am pe alt caracter. 2 secunde, băieți, să dăm și noi schimbă. Oricum, cred că am făcut niște achiziții forță în clipul ăsta. Precum armura asta, un K1515. Masca, talismanul. Eu zic că sunt niște achiziții destul de top. Și mă gândesc, chiar mă gândesc ca lumea, bă, ce achiziții să mai facem? Pentru că itemele PvP iar se iau destul de greu, FMS-urile bune nu prea există, gen 50 medie nu prea am văzut. Adică, ia uite, armură 1515 pe foc, 5 down, ia să o pun și pe asta pe shop. Foarte multe manti, bineînțeles, pentru că am păstrat toate mantile. Elixire, să fim aici cum trebuie, băi, deci cred că avem 4000 de manti per total. Dar suntem pe ele, băieți. Nu e bai. Ok, depozit, poate aici să fi păstrat inele de XP, nici nu mai știu, poate am și donat câteva inele XP, pentru că de fiecare dată când îmi cere cineva, eu dau inele XP. Uite că mai avem aici niște inele. Muzica e la minim, exact cum trebuie. O rouă, iarăși rouă ar trebui să mai facem, adică să mai facem, să facem în primul rând, pentru nivel 61, scuturile, iar foarte utile și astea. Să deblochez al patrulea inventar și cred că asta o să fac acum. Deci chiar cred că asta o să fac și sunt aproape sigur că asta trebuie să fac în momentul de față, băieți, să deblocăm inventarele, deci extindere inventar, altele, extindere inventar negociabilă, 5 foarte scumpe. Deci foarte scumpe. 1 2 3 la 1,99, nu iau pentru că nu are sens, mai bine băgăm MD-uri. 1, 2, 3, mai nevoie de 4 extinderi inventar. Am mai deschis puține inventare. Alchimie, rubine. Hai să luăm 1. Să luăm și noi acolo 2 rubine, să dăm în ele. Cine știe, poate facem un legendar, ne mai recuperăm niște oni. Bun, a și mers, deci ne-am recuperat unii. Ia să vedem. Alchimie, rubin, legendar, preț de 11.168. Ok, o să lăsăm și noi la 11.165. Hai, 11.160 pentru voi, băieți. Deci 11.160. Am făcut un profit de 2.5 oni, adică cam cât am dat pe extinderi. Astea îi lăsăm aici. Inelul XP, bineînțeles, să luăm. Elixire avem la noi. Inelul XP gata, a luat. Armura cu foc, avem aici armură cu foc, bombă, 2K5 pe foc, 10 daune. Avem extindere inventar aici negociabilă. Temnița păianjilor, uite aici temnița. Hai că sunt tare, tare curios cum o să creștem acum, chiar sunt foarte curios. Oricum o să las pe auto, băiatul vostru se duce la sală. Și după ne revedem în clipul viitor, fraților, cu level 61. Apoi, iarăși, va trebui să stau foarte mult pe calul ăsta. Pe aur, în primul rând, deci am destule exo. Dar știu că vreau să bag exo. Deci o să băgăm exo de vreo 20 de oni. Asta înseamnă, cred că, 100 de exo. Poate, cine știe, poate mai multe o să avem nevoie. Dar avem nevoie de exo pentru aura asta pe. Este efectiv ce-mi doresc în momentul de față, să facem aura pe. Ce facem? Nu avem bilet? Bă, nu avem bilet de V2?
Ce naiba, mă? Tre... Permis de trecere? Hai că iau unul acum, așa, nu mai contează. Am uitat de existența lui. Ia mă cum arată și pisica asta nouă. Bă, arată destul de interesant, n-am ce ce. Oricum, cu... Am uitat, mama, am uitat să iau XP-ul de la Uriel, băieți. Dar oricum, mă lăsăm, stai așa puțin, să văd. XP 83. Bă, n-are sens, sincer, sincer să zic, n-are sens. Chiar ne întoarcem puțin. Mi se întâmplă, mi se mai întâmplă chestia asta și cred că și vouă vi se întâmplă. E un mega bullshit, am pierdut 9 MD-uri efectiv degeaba. Dar trebuia să ne întoarcem, puterea înțelepciunii, 2 ore, gata. Deci avem 100% XP pentru 2 ore. Acum o să urmeze și evenimentul Ramadan. Deci, stați geană. O să urmeze și un eveniment cu celeuri. Permis de trecere, uite, avem aici. Armura asta, bă, arată bine blindajul el așa. Dacă sunteți interesați, fraților, de ea, lăsați un mesaj pe Instagram și rezolvăm. Oricum, cred că o să o pun la 3 oni, mi se pare un preț decent. Și pe foc 5 dau un 1500 PV. Hai să ducem și la biolog. Încă 6 dinți, ok. 27 de minute inelul, 29 de minute ăsta. Și aici mergem direct în temnița păianjenilor. Și o să las contul cel mai probabil jos. Deci 100% o să las jos. Ia să vedem cufărul de nivel 50. Deci omul în Shuttle Harului pe care o să o ținem aici pentru drop. Site-uri, EXO, sacul emoțiilor. Nu știu, mi se pare că era și o, sunt și misiuni care îți dau EXO, paginile, cel mai probabil. Și cu paginile o să le facem. Hai să intrăm aici către peșteră. O să facem paginile pentru 3 citite și niște EXO. Cred că ne mai trebuie în jur de vreo 30 de cărți pentru geul ăla la aură. Apoi pe o să vină destul de repede, mai avem boabezen. Adică boabele zen chiar nu sunt o problemă acum. Mă bucur măcar că am luat și talismanul ăsta de gheață și e plus 3, deci 3% gheață mi se pare foarte bine. Nu are el rezistență gheață, este talismanul PVP, dar oricum o să ne ajute foarte mult. Coiful de nivel 61 iar care o să ajute foarte mult. Pentagonul o să-l vindem, cred că o să pun și scutul ăsta la vânzare. E bine că avem vultul ăsta cu imun și 10 semi momentan. Pentru că nu am costum aură. Lucru destul de nașpa de altfel, că nu avem costum aură. Dar aia mergem înainte. Și sunt curios acum să vedem cam cum o să batem. Punem un Yabi, bineînțeles. Un inel. Ok, asta odată. Critici pătrunderi. Petul, bineînțeles. Unde e inelul la XP? Bă, nu știu că n-am luat inelul XP, dar sigur l-am luat că l-am văzut. Bă, n-am luat inelul XP. A, ba da, mă, l-am luat, n-avea cum să nu le uite la aici. Ok. Pun atac, focus, bun, și hai să vedem. Pune și alchimia, bineînțeles. Și avem, cred că aveam 10% XP. De 10% XP, băieți, și crește fără nicio problemă. Deci o să lăsăm pe auto, fraților, și revenim pe clipul viitor cu nivel 61. Eu am fost Taker și pe data viitoare noi și ne auzim cu bine, v-am pat! Ciao!